Aveți! Yeah!
Este sezint, vă dă bine, a fost și scurt. Corect. Nedorit astăzi cu Dante Botoșani. Care sunt concluziile după acest meci? Da, așa, la cald, de supărare mare, pentru că ați văzut și dumneavoastră, am ratat o sumedenie de ocazii, din păcate ei au ajuns de 3 ori la poartă și au dat 2 goluri. Dar asta e, probabil de asta este frumos fotbal, numai că noi astăzi am fost echipa pozitivă, echipa care a jucat, echipa care a construit, echipa care a avut ocazii, echipa care a avut un gol, un metru mingea în poartă și tușierul nu vede, dar asta e treaba. Mergem înainte, finalul turului, nu știu ce au făcut celelalte, nici nu ne interesează, noi trebuie să ne câștigăm jocurile, suntem acolo 6 echipe care ne batem, dar e păcat pentru că erau puncte de câștigat și la Miercurea Ciuc și mai ales astăzi, l-ați văzut dumneavoastră, am dominat jocul în afară de primele 20 minute care le-au aparținut și am intrat noi mai greu, apoi cap-coada am dominat jocul. Au avut 2-3 contraatacuri și aia a fost. Ce le-ați spus la final jucătorilor? Ce să le spun? Să-i îmbărbătez, să muncim în continuare, să o luăm de la zero. Urmează meciul cu Darabani, să-l tratăm cu maximă seriozitate și să începem returul astfel încât să câștigăm următorul meci, să fim acolo sus, pentru că este clar că acolo nu este locul. Am jucat cu toate echipele, le-am simțit pe toate și sunt convins că vom fi acolo. Păcat că se întâmplă meciuri de acestea. Am avut și la Miercurea Ciuc foarte multe ratări și astăzi, dar asta este fotbal.